Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod din GTA 5 online. Data aceasta jucăm singur, fraților. Mai vreau să vă zic ceva în legătură cu 30 FPS-uri, adică cum vedeți voi videoclipul, este din cauza asta, adică mergem noi la setări aici frumos, din cauza V-Sync-ului. L-am activat pentru că mi-ajunge placa video în 80 de grade dacă nu-l activez. Acum are 50, normal 60, dar dacă nu-l activez merge 60 de grade. Adică ăla e să sincronizeze cum ar veni, adică se optimizează la 60 de FPS-uri jocul, adică să meargă normal. Dar nu știu de ce Shadow Play-ul filmează în 30. Acum nu știu, sper că am rezolvat, am făcut eu acolo și ceva să dă noi. Sper că l-am rezolvat și sper că merge mai bine acum. Așa, să vedem. Punem frână, wow! Ok, wow, stai așa. Deci, în episodul ăsta, nu știu, nici mai știu unde am pus checkpoint-ul ăla. Like, cred că l-am pus de mult. Nu știu, hai să vedem. Ah, e la spray, că am vrut să repar mașina, dar m-a sniperit unul, că a pus un bounty pe mine de 7000 de dolari și și eu da cu sniperul după mine, deci nu mai mergem să reparăm, deci se exclude ideea aia. Ce vreau să facem mai să găsim o mașină mai jmecheră decât asta, adică asta nu știu, să lăsăm pe asta, oare aici 80 la oră, 100, 100 la oră, o fi bună asta, nu? Nu știu dacă e bună, hai să vedem să ne uităm pe aici după mașini șmecheroase. Tu caut the beast, o luat, oh, am primit 5000 de dolari, nu știu de ce, dar i-am primit totuși. Ok, să vedem, uite asta e mașina, asta e mașina frumoasă, dar vreau să-i schimb culoarea. Hai că eu schimbam acum la paint spray, stai bă, asta e mașina șmecher? Uite bă, ce troll mi-am luat, vai, doamne. Doamne bă. A new kill, coata is now. Ce trebuie să mor în coata? Ce înseamnă mai aia coata? Sau uite, asta e neagră din față. Uite, asta o să și fur. Asta îmi place mie mai mult mașina, sincer, deși Karin. Ce mașină e cu aia asta, Karin? Să moară familia mea. Uite, și la first person, parcă arată ceva mai șmecher, nu? Deci, o să mergem în câteva roburi, asta e faza, dar am nevoie de o mașină rapidă, dar știu că asta m-am întrecut ieri cu Fabi, îl știți pe Fabi, și avea o mașină destul de bună, dar nu m-am întrecut. Și am zis că, na, asta ar fi cea mai bună alegere, ca să dăm și noi ceva rob. Deci o să trebuiască să nu bușim, ca să putem să păstrăm pentru rob, deci o să am grijă să nu obușesc. Hai să o conducem în fourth person, că suntem barul să-mi ia la da. Ok. Arme avem, o să cumpăr. De fapt, nici nu ne trebuie arme, adică ne trebuie doar o armă. Nici nu contează dacă are gloanțe sau nu, pentru că, la oricum, o să-mi dea banii dacă drept arma spre el, deci da. Dar hai să ne schimbăm hainele, în primul rând, că... Stați, că bine știu să o luăm ca să ne schimbăm hainele. Stai, boss, nu mă lovi. Stai, boss, nu te lua de mine, că am pus și o frână mai bruscă un pic. Să o luăm pe aici. Da. Și după ce ne schimbăm hainele, adică o să-mi schimb așa, bandit, medalia. Și după aia o să... Sper că o haine de alea șmecheră aici, nu? Să nu fie haine de alea de... Da. Hai să oprim. Hai să ca o haine șmecheră aici. Bună ziua. You can respond by choosing... Da, mă, da, știu. Vests. Ia uite, astea sunt șmechere, dar stai că nu o să-mi iau așa. Sui Jake. Vreau să-mi iau de astea așa de bandit, de alea mafio, dar nu, mă. Astea sunt scumpe ca dracu, n-am eu bani. 21.000 de dolari, ceva, n-am eu bani de astea. Bă, ce mă cu astea cu aia? Nu vreau. Uite, asta ar fi ceva, o alegere. Racing, ne. Smart, ne. Bomber, ne. Work. E ceva de muncă. Truck, ne. Fioda asta oare? Hai să zicem cu fioda asta, ok. Securo, serv, de-alea. Ok, pantaloni acum. Uite aici, cred că sunt pantaloni, nu? Tops, nu. Shoes, uite aici. Pantofi. Flip-flop, astea ce ăștia. Slapi cu aerile. Să-mi iau șlapi, să-mi iau așa șlapi, să dau, să jefuiesc cu bănci. Sandale. Uite mă, sandale nebună. Na. Prima dată să-mi iau pantaloni. Stai să-mi iau pic, unde-s pantaloni? Bro, stops. Unde-s mă pantaloni, mă? Uite și ochelari. Glasses.
Professional places. Ce este profesional? Păi ce cocalar? Zici că-s cocalar să mor eu. Ne, nu merse. What the fuck? Ce-s cu ăștia? Uite, ăștia îți dă ea de modă, dar n-am nevoie de ochelari de vedere. Am nevoie de ochelari de soare ceva. Hipster. Uite-l mă pe nebunie. Hipster. Uite-l mă. Na. Nu-mi plac ochelarii. O să prefer fără ochelari. Plus că dacă îți dă unul în pumn, îți doar ochelarii de pe ochi, deci... Bă, dar unde sunt heads, tops, uite și mai sunt mai topsuri de alea, tops. Dar astea nu, mă, că astea ce mi-am luat eu, mă? Vreau pantaloni, man. Nu am pantaloni aici. A, uite, mă, pants. Utility pants. Uite, ești ceva. Ha, mi-iau pe ăștia, mă, cu 2000 de dolari, mă, dar scăpăm de... A, mă rog, să zicem. Gata, acum ați mai șmecheros. Și a, și la heads, ceau. N-au numai pălării sau ceva? Au și ceva măști. Ia să vedem. Ha, ne. Na, nu vreau. Nu. Iau ceva gen de aia de jaf, de chestii, știți? Binis. Biker. A, da, așa. Securo, se... Nu, pe asta oare. Ne. Uite, nebun. Bă, dați 20.000 de dolari, adică fără supărare, frate, dar 20.000 de dolari. Headphones, mi-au niște, nu știu, dar nu știu, mă, ce sunt astea? Black Friday. Ne, nu mi-aș lua, nu, fără. Pentru că n-am cum, pentru că, na, hai, tipul ăla mare șmecher, adică îți dă la așa șmecher. Hai, mă, să-mi iau și totuși ochelari, ca să... Aviator. Professional, mă. Mă, uite, frate, adică... Nu prea arată, și că-s cocalar, mă. Arăt frumos, oare, fără... Aaa, e ca astea, nici nu vreau să mă uit. Astea, aici ceva, uite, black astea. Mi-au pe ăștia, mă. Să o iasă, crime, să mă, ăștia cum mă. Ăștia, parcă-s mai șmecheri. Îi luăm pe ăștia, clar. Gata, băieți, aveți și ochelari acum. Suntem mai șmecheruți. Noi de felul nostru. Ia uite, mă, ce frumos. Ce frumos, ce băieți frumos suntem acum. Ok, hai să mergem. Să jefuim ceva. Să dați numai un moment să mă duc să închid geamul. Să deschid geamul, pardon. Gata, am deschis geamul că mor și eu de cald aici. Ok, oameni, 24.000 de dolari. Ok, facem înapoi din jocuri oricum. Cred că o să facem înapoi din jocuri. Bă, uite, bă, ce rata! Bă! Așa-ți trebuie, dă-te direct. Ok. Și, mamă. Acum vin accidentele, ce se întâmplă, băieții? Stați că nu e bine. Că eu am deschis geamul și acum... Băi, boie, ce fac, mă, știi? Ok, hai să vedem. Unde trebuie să mergem noi acum? Uite, la primul magazin, care se află fix aici. Cât e? 0,72 de mii. Hai că nici nu e mult, e un kilometru. Jefuim două magazine și încheiem și noi episodul, că cred că am stat jumătate de episod în magazin, doar să ne alegem hainele, dar nu-i baie. Ok. 0,50, aia înseamnă că mai avem încă un kilometru. Nu mai bine. Ia uite la acolo în față, la luminile alea, cred că e. Yep, la luminile alea. Hai să mergem. Na, mine e foarte cald în cameră și mie zicem că, na, nici pentru calculatorul ăsta nu e bine, adică nici să n-aibă unde să se răcească trecul, nu? Adică nu e chiar în regulă, nici să tragă aer cald, nici să n-aibă să se răcească, știu, zic? Nu știu ce zic și eu. Salut, băieții, ce faci? Este la securitate? Ia dă-i, bă, tu, banii încoa. Acum dă-i banii. Dă-i acum banii, frate. Ups! Am pușcat din greșeală, lol. O pica pe jos, dar nu-i băie. Ok, hai să mergem acum. Fugim repede, băieții. Aoleo. Aoleo. Stai, boss, ce-ai făcut, mă? Stai, mă, nu!
Stai că mă prind gabori. Mamă, ce la fix am scăpat, ești nebun. Mamă mia. Ce aici? Nu, o să mă vadă, o să mă vadă, o să mă vadă, o să mă vadă. M-a văzut, nu? Nu m-a văzut. Oh, doamne, stai, intră aici. Intră aici, că aici nu o să dea check niciodată. Nu cred că o să se gândească. Bă, frate, hai că stai fix aici. Hai să intrăm aici. Sau o să se gândească? Ia vin, mă, ești nebun? Gata, am scăpat de fraier. Mi-am zis să-ți un pic mașina. V-am zis că, gen, dacă ești agitat, repede să te faci chestii de alea, alea și... Da, pana mea, ai, cât am făcut? 25.000. De la 24 aveam, mi se pare. L-am împușcat din greșeală, m-am vrut să trag lângă el și tu fix atunci s-a dat. Știți? Deci, azi rămân următorul magazin unde este. Mamă, stai departe. Aba, nu, uite. Dar e unul care e mai aproape. Cât e? O milă, adică 2 km. Hai să mergem. Și la acel magazin. Da. Vrum, vrum. Așa, bă, aților, la mine e foarte cald și asta e nasol și, ce, nu știu, n-am nimic cu deschiderea geamului pentru că nu se aude. Nu știu dacă voi auziți, la mine nu se aude cel puțin în videoclipuri când mă uit la ele, că eu tot timpul, adică mă uit măcar la câteva secvențe să văd dacă se aude geamul, că e deschis sau chestii de genul. Și la mine nu se aude. Nu știu, n-are cum se aude la voi dacă la mine nu se aude, e fix aici, mă. Așa că o să mergem tag life pe munte. Uuuu, uai, ce bulangeos. Ui, baby, oh baby. Ah, cred că o să mă mușesc aici. Dacă nu mai avem un far, deci încă suntem, încă circulăm regulamentar, mai avem un far, știți? Faring Burrito. Ah, și mi-am pus numele pe ăsta, nu știu dacă v-am spus, mi-am pus numele Speedy Schnitzel. Ai lăsat. Speedy Schnitzel mi l-am pus pe Rockstar. Nu știu de ce. Ai, lâmau, lâmau. Ce dracu, de ce zic chestiile astea? Nu-i frumos. Ok. Hai să vedem. M-am nasul fundat și asta mă enervează. Dar asta este. Oh, ce faci, boss? Stai, ce faci, boss? Ce faci, boss? Te băga în mine, mă. A, cu moto e cel mai bine, îți dai robia, dă-te jos, băiatul. Îmi pare roții și bătaie dacă mai te iei de mine. Ah. De fapt, stai, nu trebuia să-l omor. Acum o să-mi dea wanted, așa e? Ba, nu o să-mi dea niciun wanted. Nu-i mai șmecher cu motorul că prinde viteză, prinde alea, alea, poți să te bași pe oriunde. Bosule, că nu știu cum să zic, dar... Dă-mi banii și mie, te rog, hai repede. Hai, faster, hai, hai, hai! Așa, mersi. Aha, mă duc, boss. Ești cu motorul, de exemplu, eu, puteți să urcați pe munte. Și aici nu vă mai prinde poliția, nici până mâine, nici până poi mâine. Ia uite. Vedeți? Ziceți și mie că, că o să vină poliția aici să vă prindă. Nu, nu o să vină, că nu o să știe că sunt aici. Și practic, eu am scăpat de ei. Ia uite, securo, serios, de alea cu, cu securitate și alea, dar eu jefuiesc magazin. Ok, am înțeles. Gata, easy. Hai să vedem următorul magazin. De fapt, nu, următorul magazin va fi data viitoare, care o să fie fix magazinul ăsta. Uite, aici trei magazinul unul lângă altul, o să le jefuim data viitoare. Sper că v-a plăcut acest episod de GTA 5, fraților, nu ezita să apăsați butonul de subscribe la canal și ne vedem data viitoare. Bye, bye!